Să trăiască familia la toți cine dă like acestui videoclip. Suntem o echipă de profesioniști, mafioți. Dacă închizi ochii chiar nu se vede. Ți-e frig? Bine, hai oprește că speriem YouTube-ul, speriem internetul. Să te bucuri de ce-ți oferă viața. Îți place, place, îți place Viața cu Verdini. Sunt singur cu Felix și m-am gândit să mergem la bazin sau la piscină. Ce zici, Felix? Mergem noi doi ca băieții, da? Eu vreau la piscină. Adică nu la bazin? Că eu vreau. Nu e tot aia și piscina și bazinul nu e același lucru? Păi hai să mergem la bazin, că piscina e afară și îngheți. Deci asta e diferența. Înțeles. Bine, hai să mergem. Uite, aici au și piscină, saună, jacuzzi, fitness, aerobic, cycling, solar și masaj. Gata, te duc la solar. Vrei să te duc la solar? Da. Ce faci tu la solar? Te bronzezi? Nu, eu vreau la unde e cald. Bine. Bună ziua. Bună ziua. Hai, Felix, să-ți fac cunoștință cu un prieten. Hai să-ți fac cunoștință. Salut. Salut. Ce faci, domnule? Ce mă bucur să te văd. Bogdan, cum te cheamă? Felix. Felix, bravo să crezi. Tu ai venit în noi. Da. Da, cu tati? Da. Bravo, foarte bine. Să vezi ce crești la not. Nu ajungi pe tati, nu treci dacă noți. Și mai și pap când ajungi acasă. Da? Așa, Felix. Lasă și papucei jos. Așa. Nu nicio problemă, că se rezolvă. Hai. Așa. Hai, și acum intrăm și noi cu un băț din ăsta? Cu o plută de asta mov? Intrăm cu o plută de asta mov? Hai să vedem. Ți-e frig? Ai înnotat? Da. Vrei prosop? E foarte obosit. Ianis! Ce scrie la mai voie să faci? Întâi sus. Săritul în piscină strict interzis. Și dos. Dușul este obligatoriu. Zi-mi și mie, cum a fost la bazin? Bine. Bine. Și frumos. Și frumos? Da. Nu. Cum de-ai fost? Tati. Cum? Am fost cu tati la bazin. Și ce ai făcut la bazin? Am înotat. Cum? Am înotat singur. Tu? Singur? Singur, singurel? De. Nu pot să cred. Am învățat profesorii. Profesorii te-am învățat? Da, cum îi chema? Flavia și Cezar. Ai avut și doi profesori? Am avut doi profesori. Celebri chiar. Da. Cezar Bădiță este campion la not. Și soția lui Flavia. Cursele. Da. Cursele de not? Da. Am înțeles. Și tati nu te-a învățat? Da. Cum mă? Și tati nu te-a învățat nimic? Verdini, azi e ziua familiei. La mulți ani. Acum au sens comentariile alea cu să trăiască familia la toți cine dă like acestui videoclip. Dați like. Dați like. Da. Să vă trăiască familia la toți. La toți, la toți cine dă like. Cum e limbajul ăsta, Flori?
Pare să se potrivească în societatea românească. E corect, nu? Depinde pe cine întrebi. E bun. M-ai înțeles mesajul? L-ai înțeles. Important e să trăiască familia. E destul de explicit, nu? Și să dea like. Și asta e important. La comentariu, nu la clip. Așa zice. Să dea like la comentariu. Cum? Care nu, comentariu? Să trăiască familia la cine dă like. La ce... Nu e. E și varianta aia, să trăiască familia 1000 de ani. Pe aia nu știi. La morcov. Morcovul trăiește 1000 de ani? În pământ. Uite, mă. Nu știi? E vorba aia, că să trăiești ca morcovul. Aaaa. Mamă, ce urâtă. Foarte urâtă. Eu nu m-am prins. Adică... Precum un cadavru îngropat, mă. Și eu m-am prins greu. E urare... Bine, hai oprește că speriem YouTube-ul, speriem internetul. Multă sănătate, revenim imediat. Salut! Ai vopsit strâmb. Dacă aveți nevoie de un zugrav, dacă doriți să renovați apartamentul, nu ezitați să mă contactați. Da. Putem da cu trafaletul, putem da cu pensula, putem face orice este nevoie în apartamentul dumneavoastră. Suntem o echipă de profesioniști. Așa că nu ezitați să ne contactați, mai ales pe Father. Facem magii. Uite, tot mai ai verde pe aici. Vezi? Nu știu. Cred că de la distanță nu se vede. Cred că dacă închizi ochii chiar nu se vede. Cam cum am văzut că se întâmplă prin reportajele alea de la Recorder. Chiar ieri am văzut unul în care renovaseră niște școli în bătaie de joc și stai seama că dacă nu te uitai, nu se vedea. Chiar nu se vedea că sunt în bătaie de joc făcute și că domnul acela, un preot mafiot, își trăsese toți banii pe dreapta. Care avea firme de construcții. Da. Da. Da, mai nou Recorder postează în fiecare zi? Nu. Așa pare. Apar foarte multe în ultimul timp. Da, nu știu. Păi la câte sunt? Dar sunt foarte interesante. Zici că te uiți la Nașu, partea a șaptea. Cu mafioți. Sunt prea periculoși. Serios. Chiar mi-e frică. Sunt foarte curajoși. Foarte! Foarte curajoși.